de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni! La cafea! Încă o săptămână, iarăși începem cu cafeaua noastră de dimineață, pentru că nu se poate altfel. Din când în când, această emisiune, care pe mulți îi agasează, pe unii bucură și pe mulți, și mulți sunt care o așteaptă, își propune nu numai să arate ce e bine sau ce e rău, ci să și încerce să deschidă ușa, calea spre lucruri care se pot face. Astăzi, nu mai bat eu câmpii deloc, nu vă spun nici ce a fost în weekend, nici ce n-a fost, și încercăm să discutăm foarte repede și direct cu invitații noștri de astăzi, invitatele noastre de astăzi, pentru că e vorba de două doamne, care sunt în neamț pentru a promova o idee, zic eu, extrem de interesantă, atât pentru, în primul rând pentru copii, dar și pentru cadrele didactice, pentru cei care lucrează în domeniul bibliotecilor din zona rurală, cei angajați pe bune și cu pasiune, știți dumneavoastră ce spun eu asta, în neamț, și pentru părinți. Și pentru părinți. Și ar trebui să fie pentru cât mai mulți părinți din mediul rural acest lucru interesant, pentru că el oferă o oportunitate pentru copiilor. În emisiune astăzi, doamna secretar de stat de la Ministerul Culturii, Iulia Popovici, bună ziua, bine ai venit acasă, ca să spun așa. Bine v-am găsit. Mă bucur că suntem și noi în sfârșit într-o emisiune față în față. Alături de doamna Popovici este doamna Claudia Șerbănuță, manager de dezvoltare comunitară la Fundația Progres, care împreună cu doamna ministru vin în neamț, fac astăzi o vizită în două localități, trebuiau mai multe, dar nu e timp, și din acest moment eu mă retrag să-mi beau cafeaua și vă ascult cu mare drag să ne spuneți despre ce este vorba în propoziție astăzi la Tazlău și la Săbăoan. Deci cine începe? O să încep eu, pentru că eu am mai puțin de vorbit decât Claudia. E o poveste foarte drăguță care începe cu un prieten al nostru numit Cătălin Teniță, care a reușit performanța de a lua de mână mai mulți oameni și de a convinge Ministerul Digitalizării dintre toate ministerele posibile să susțină în Planul Național de Redresare și Reziliență, adică PNRR, ca să nu mai auzim cuvântul reziliență. De ce? Eu, dacă eram într-un studio și mă întreba cineva despre reziliență, dădeam formula aceea cu lucru mecanic, nu știu ce. Când mă întrebam care este, ce înseamnă lucru mecanic. Da, este o altă poveste. Au reușit să introducă în PNRR această chestiune, acest program numit Bibliotecile ca hub de învățare. Deci ajungem la chestiune. Da. Deci e vorba de biblioteci rurale. Da. De acolo unde mai există. Da. Ele există teoretic peste tot în țară. Ăsta este și motivul pentru care sunt eu atât de fascinată de proiectul ăsta și în general de bibliotecile mici. Pentru că dacă a supraviețuit ceva în mediul rural, în comunele din România, în condiții proaste, uneori cu mutări de sediu, cu oameni care habar n-au ce fac, cu comasări de posturi, cu tot ce vrei, dar care a rezistat, este rețeaua de biblioteci. Și asta, dacă este să pornim de la zero, sau mă rog, de la minus unu de-a dreptul, cu ridicarea, cu dezvoltarea mediului rural, cu dezvoltarea comunelor, biblioteca trebuie să fie un punct de plecare. Pentru că biblioteca înseamnă în același timp educație, cultură, IT, refugiu de multe ori. Exact. Mai ales la țară. Exact. Poate să însemne bănci de semințe, poate să însemne acces la calculatoare, la bănci de date, exact. Poate să însemne, uneori este singurul spațiu în care
se pot ține dezbateri, spectacole, ateliere. Este una dintre puținele rămășițe de la care poți pleca în reconstruind rețeaua noastră rurală. Fiindcă nu trebuie să devenim toți orășeni și nu trebuie, idealul n-ar fi să golim satele ca să mutăm oamenii la oraș. Nu vă supărați acum, să mută lumea de la oraș la sate. Exact. Se mută lumea de la oraș la sate, da. Și avem un alt fenomen. Dar trebuie să-mi respect o promisiune, ați pronunțat cuvântul, ministerul, am uitat, digitalizării. Deci, de fiecare dată când cineva în această emisiune pronunță cuvântul ministerul, sintagma ministerul, eu trebuie să intervin să povestesc. Acest minister, acum cam un an, Bogdan, cred că o să-mi spune exact când, ne-a trimis o adresă. Noi am trimis niște documente la Ministerul Digitalizării semnate electronic, după care am primit o adresă. Un mail în care vă mulțumim frumos, foarte politicos, adică, ca să spunem așa, corect, corectitudine politică dusă la extrem. Vă mulțumim că ne-ați trimis aceasta, așa, apreciem faptul că ați semnat electronic, că ați făcut așa, așa, așa. Acum vă rugăm să listați și să semnați de mână, după care vă rugăm fiecare document să-l scanați, să ne-l trimiteți separat pe fiecare. Am pus una pe telefon. Bună ziua, știi? Da, ca să nu există nicio posibilitate de fraudă. Vă mulțumim frumos, să trăiți, am înțeles. Deci nu pot să nu spun acest lucru de fiecare dată. Este, din păcate, o realitate. Ne întoarcem la biblioteci. Da, da, acum trebuie să spun eu ceva. Eu cred că nu era Ministerul Digitalizării, pentru că el, bietul, există doar din ianuarie. Sub antetul lor era. Antetul lor, nu antetul lor a căpătat existență prin ianuarie. Da, atunci era o agenție, ceva de genul da, ăsta. Da, aia era o agenție. Da. Deci probabil, să nu da. Întinăm scuzați, reputația unui minister. Da, fac mea culpa pentru minister. Și mă bucur pentru agenție. Nici zic să dăm da. Cezarului ce al cezarului, că acum am și o poveste cu Vama. Mă rog, nu vreau. Nu vreau. Și pur și simplu eu m-am contaminat de pasiunea acestor oameni, în primul rând de încăpățânarea lui Cătălin de a populariza proiectul și de a-l face să existe și pe urmă de pasiunea lui Mihai Lupu și a Claudiei pentru cauza bibliotecilor mici. Iar după ce am fost la biblioteca din Pietrar Vâlcea, dintr-o dată a fost atât de evident pentru mine că e ceva ce trebuie să facem și la Neamț, pentru că Neamțul are o rețea foarte vastă de comune, e un loc în care zona rurală e predominantă și în care este maximă nevoie de activarea acestor biblioteci și de transformarea lor în vector de, în niște motorașe de creștere pentru tot ce înseamnă viitorul județului. Aveți dreptate, pentru că pe lângă niște cazuri nefericite, mai sunt bibliotecari atât de pasionați de ceea ce fac, încât câteodată stai și te gândești din ce fac, ce reușesc să fac la... Țin minte, am scris de curând la Hangu. O femeie de la Hangu, absolut senzațională ce face acolo cu copiii. Proiecte, proiectele, tot felul de lucruri. Apropo de... E ca un hub. Exact, exact. Ca un hub. Și mă bucur că deja știți despre ce este vorba. Nouă ni se întâmplă des, vorbim despre biblioteci, să vorbim inclusiv cu autorități locale care nu știu ce fac bibliotecile acum și care le este potențialul. Și în momentul în care... Permiți să vă întreb din nou. Când spuneți autorități locale, să nu credeți cumva vreodată că sunt oameni care se duc pe la bibliotecă. Eu sper că mai sunt. Foarte puțin, nu de altceva, nu că n-ar vrea, n-au timp. Da. Nu, eu sper că atunci când o autoritate locală are în subordine, de exemplu, o bibliotecă, măcar își alocă un pic de timp să-și dea seama care e rolul acelei instituții în comunitate. Și eu vă confirm că în Neamț există bibliotecari inimoși și nu puțini. Există oameni care au investit, noi lucrăm cu ei de 4 ani pe diferite proiecte, cum ar fi CodeKids sau Ora să știm. Și îi vedem foarte activi. Câteodată nu mai povestesc și ce probleme au la nivel local,
dar de cele mai multe ori se focusează pe ce pot ei să facă în comunitate. Și pe ce pot ei să facă în comunitate este energia de la care am pornit pentru propunerea de PNRR. Pentru că, așa cum spuneți, noi vedem foarte mult bibliotecarii aplicați asupra copiilor. Dar și adulții și tinerii au nevoie de susținere, mai ales când vorbim de a participa în mod activ la lumea în care trăim, care impune foarte mult digital. Și aici în studio, vedeți, e plin de digital, nu mai lucrăm analog, nu mai avem toate instrumentele. Dacă vă uitați cu atenție, știu, am observat. Noi toată această transmisie live o facem numai din niște scule la care alții nu s-ar fi gândit că se poate exact face. Și care vă ajută și pe dumneavoastră, e mult mai economic, e mult mai practic tot ceea ce se întâmplă și aici și în calitativ. Și calitativ, exact. Ori tehnologia aceasta poate să-i ajute pe toți, inclusiv pe cei din rural, inclusiv pe cei din mediile mai puțin avantajate, dacă știu să le folosească. Cu proiectul CodeKids noi am făcut un pariu în care am venit către copiii de gimnaziu prin biblioteci publice, să învățăm programare. Copiii, indiferent de unde sunt, indiferent ce au acasă, atunci când vin la bibliotecă și biblioteca e deschisă, fac performanță de nivelul copiilor de la oraș. În programare, în învățarea primilor pași în programare. Și cine îi ajută să facă această programare? Cum funcționează acest program? Este proiectul CodeKids este deja de 4 ani în Neamț. Biblioteca Județeană este partener. Da. Și este o metodologie care este dezvoltată la nivel național pe 2 ani. Copiii vin fără să știe nimic din programare și pleacă știind să programeze câteva aplicații folosind diferite tehnologii, Arduino, App Inventor și așa mai departe. Și sunt lecții pe care ei trebuie să le facă, de fapt nu sunt lecții, sunt întâlniri la un club de programare pe care ei trebuie să, la care ei participă săptămânal sau aproape săptămânal. Se întâmplă la bibliotecă pentru a putea învăța în echipă, este un mod nou de a învăța, nu învățăm cu un profesor în față, ci învățăm împreună. Și cumva asta este ideea de club, de hub, pe care vrem să o ducem și către adulți. Pentru că și noi cumva învățați într-un sistem formal de educație, tot timpul așteptăm să vină cineva să ne învețe. Că altfel nu putem. Ba, putem foarte bine, trebuie doar să ne propunem acest lucru. Și în momentul în care o bibliotecă oferă un spațiu mai mare decât o cameră și calculatoare și tehnologie modernă, și adulții vin și suportul, să învețe. Tot suportul necesar, practic. Suportul necesar, bibliotecarii sunt instruiți să-i poată ajuta să învețe, să folosească tehnologia. Deja avem un hub de învățare. Acesta este pariul PNRR-ului. Dar pentru ca acest lucru să se întâmple, nu mai putem să lăsăm bibliotecarii singuri. Adică bibliotecarii, cum spuneți dumneavoastră, deja fac foarte, foarte mult. Dar dacă n-au un spațiu cum trebuie, dacă nu pot să-și aducă voluntar, dacă nu pot să aibă un pic de susținere de la autoritatea locală, la un moment dat obosesc și nu mai pot să ducă mai departe. PNRR-ul vine cu instruiri, vine cu fonduri, dar e nevoie de implicarea autorităților locale pentru a vedea că există un plan serios de a investi în comunitate, dacă vreți. Bun, haideți să mergem așa, bătrânește. Planul Național de Redresare și Reziliență, da? Are mai multe componente, una dintre ele se referă și la acest gen de dezvoltare și reziliență. Așa. Cum e mecanismul? Ce trebuie să facă o comunitate locală, o bibliotecă sau cine se ocupă? Ca să lumea să vadă exact cum merg lucrurile. Care e mecanismul? Mecanismul va fi detaliat odată ce se semnează documentele. Există acum deja într-un mod transparent pe site-ul Ministerului planul propus pe toate direcțiile. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Da, exact. MIPE, exact. Adică. Mă rog. Hai să spunem așa, proiecte europene și investiții. Cumva pentru soluția pe care o discutăm este una în care bibliotecarul nu este singur atunci când există un consorțiu la nivel mai înalt decât local care investește în aceeași direcție. Și atunci propunerea noastră este ca cu implicarea Consiliului Județean și a primăriilor și a Bibliotecii Județene ca instituție care susține dezvoltarea bibliotecarilor și a noilor servicii de bibliotecă,
să existe o propunere la nivel de județ. Și acea propunere va primi finanțare în funcție de cât de serioasă este propunerea. Dar este nevoie de această aducere împreună a acestor actori, pentru că nu putem dezvolta doar pe bucățele. Cultura și educația pe bucățele făcută devine altceva decât cultură și educație. Și cred că Iulia aici ne potrivim. Înainte de orice, care este reacția acestor actori de care pomena doamna înainte? Adică Consiliul Județean, că ați fost deja prin diverse locuri, ce reacții sunt? Depinde pe cine întrebi. Cât sunt formale și cât sunt dornice de a aplica? Depinde pe cine întrebi. Pentru că există variații regionale, ca să le spun așa, foarte mari. Doar că noi suntem aici fiindcă miza nu este să te duci doar la cei care sunt, la ușile care sunt deja deschise. Miza este să deschizi uși la care cheia e îmbroască. Pentru că PNRR-ul, acest program nu se adresează județelor care sunt, în care există deja o conștiință ridicată a importanței culturii și educației. Acolo unde președinții de consilii județene și politicienii știu beneficiile pe care le poate aduce un astfel de program. Ideea este să te duci în zonele în care nu există această dezvoltare, pentru că scopul întregului program este să contribuie la dezvoltare, să facă o diferență vizibilă, nu doar să adauge la cărămizi care, unde există deja fundamentul, ca să spun așa. E mult mai simplu să te duci, de pildă, în unele județe din Ardea. E foarte simplu. Unul dintre motivele pentru care... Mai ales în Mureș, Alba, Harghita, Covasna... De asta foarte multe... Unde cultura aceasta, să-i spunem, a organizațiilor non-guvernamentale care funcționează... Și cultura comunității. Și cultura comunității. Asta, dacă mă uit la o analiză, eu am fost, până să fiu numită secretar de stat, am fost membru în Consiliul de Administrație, în Consiliul Administrației Fondului Cultural Național, care finanțează pe bază de proiect cultura... Prea puțin, că nu sunt bani, dar finanțează cât se poate. Și este singura care face chestia asta. Și am noi acolo, mă rog, conducerea AFCN a făcut numeroase hărți de distribuție a cum să spun, a proiectelor și a finanțărilor. Și este vizibil de pe lună că se fac mult mai multe proiecte în zone care sunt deja dezvoltate cultural și foarte puține în zone care au nevoie de dezvoltare culturală, pentru că e mai ușor să faci la București și la Cluj decât să faci la Oltenița. Iar ce facem acum, inclusiv să venim aici în Neamț, unde i-am târât pe vieții oameni, este tocmai să faci lobby și advocacy în așa fel încât decidenții din județ să înțeleagă și să vadă de ce nu au nimic de pierdut dacă se duc spre această sursă. Pentru că, da, nu poți să faci, la câte comune sunt în Neamț, de pildă, nu poți să faci un sistem în PNRR în care fiecare bibliotecă comunală, fiecare primărie, de fapt, să aplice în mod independent. Pentru că și Ministerul Digitalizării, săracul, gestionează miliarde de euro în PNRR. Nu poate să creeze un sistem care să fie atât de difuz. Și atunci, miza este să pornește de pe acum, când PNRR-ul doar a fost depus la Bruxelles, încă nu a demarat propriu-zis, încă nu este aprobat propriu-zis, ca să faci public și cât mai cunoscut programul ăsta și în general, chiar dacă... Să deschizi o competiție până la urmă pentru el. Sunt suficient de mulți bani cât să nu fie propriu-zis o competiție. Asta este culmea. Măcar haide să spunem așa, o competiție în a încerca să particip și să demonstrez că tu, ca ales local, că am înțeles că primăria e
Cea care trebuie să depună, nu? Nu, Consiliul Județean. Consiliul Județean. Un consorțiu, de fapt. Un consorțiu, consorțiu județean singur, dacă nu e primăria cea care vine cu partea ei, nu poate să aplice. Nu poate să facă nimic. Că e, știți cum e, este Consiliul, Consiliul Județean, adică primăria are autonomie decizională în raport cu Consiliul Județean și atunci trebuie să fie împreună ca în faimoasele asociații comunitare. Cum avem aici asta cu autobuzele, da? dar mult mai funcțional. Și un actor principal aici este și Biblioteca Județeană. Da, aici că... lucrurile stau mai bine, pentru că biblioteca a fost pusă pe roate și funcționează. Este una din bibliotecile care funcționează. Nu mai știu acum la ce parametri, dar la un moment dat chiar... Noi suntem parteneri cu Biblioteca Județeană Chirilianu de ceva timp și pe fundație și pe alte proiecte lucrăm cu Biblioteca Județeană, dar ideea este că Biblioteca Județeană are și un rol de a colabora cu bibliotecarii din tot județul. Deci tot bibliotecarii care lucrează în biblioteci rurale au în Biblioteca Județeană un partener. Și în momentul în care Biblioteca Județeană își asumă aceste noi servicii de instruire a adulților în a folosi tehnologia și în a participa la viața socială și prin digital și chiar la viața economică, atunci cumva avem și un factor de stabilitate pe termen mediu și lung. Pentru că odată această cunoștință prinsă la nivel de județ și transmisă într-un mod sănătos în județ, vorbim de un sistem care poate să funcționeze și după ce se termină banii. Pentru că tehnologia va fi acolo, cunoștințele sunt acolo, interesul autorităților va fi acolo și putem să creștem cumva generații și generații de oameni care nu, să fie activ digital. Dacă nu va fi interesul autorităților, va fi presiunea celor exact. Din comunitate care își vor dori ca autoritatea să se implice și vor face o presiune dacă pozitivă. Dacă nu în anul 1, poate în anul 2, dacă nu în anul 2, poate în anul 3, adică exact. avem speranța aceasta că există... Și suntem aici ca să rușinăm autoritățile până când... Nu știu dacă rușinarea e cel mai bun mod, dar cumva noi învățăm acum că învățarea se întâmplă împreună. Nu mai putem să fim mereu singuri și te descurci tu, vezi tu, dai cu capul de pereți și înveți. E păcat să pierdem timp așa. Învățăm mult mai bine împreună. Tehnologia este aici, cunoștințele sunt aici, banii sunt aici. Acum, dacă orgoliile o să ne împiedice să lucrăm împreună, undeva trebuie să lucrăm mai mult cu noi înșine. Așa este. Ce spuneți dumneavoastră, pentru mine este un lucru extraordinar. Toți care ne ascultă, uite, domnule, că se poate și așa se poate să meargă. De ce lucrurile astea, care sunt atât de frumos expuse, sunt în proiecte, nu merg un pic mai ușor? Unde sunt piedicile? Pentru că, nu știu, din partea noastră, de exemplu, cei care mai ducem mesajul cât se mai poate în zonele astea din țară, există deschidere, de cele mai multe ori, zic eu. Copiii, dacă sunt aduși, e clar, după primele două, trei întâlniri, devin acolo niște fani înrăiți și vin. Unde, de ce nu funcționează cum ar trebui să funcționeze lucrurile astea? Unde este? Programul ăsta a fost posibil. A fost posibil de gândit și a fost posibil de introdus în PNRR, pentru că au fost posibile alte lucruri înainte. A fost posibilă rețeaua Biblionet. A fost posibilă, pe urmă, continuarea Biblionetului și transformarea lui prin activitatea EDUCAB, prin dezvoltarea acestui program Code Kids, prin implicarea mult mai multor ONG-uri. Bibliotecile ca hub de învățare nu e ceva care pornește de la zero și ceva ce nu s-a putut face până acum și acum poate face cu bani de la comisie. El, în mare parte, probabil ar fi fost mult mai greu de argumentat și mult mai greu și chiar și de imaginat fără aceste experiențe de construcție anterioară. Pentru că dacă n-ar fi fost rețeaua Biblionet, pur și simplu ar fi fost foarte greu de convins oricine că poți să tragi internet la bibliotecă și chestia asta să ajute bibliotecile. E un fel de, e o evoluție, e o construcție.
Faptul că lucrurile astea nu sunt atât de bine cunoscute public este pur și simplu rezultatul unui fel de dispreț pe care îl avem la nivel de comunicare macro față de ideea de bibliotecă publică. Și mai ales față de ideea de bibliotecă comunală. Știm cu toții nenumărate cazuri, mie mi s-a propus la un moment dat, domnule, dar de ce nu facem o legislație să desființăm bibliotecile comunale, că oricum alea sunt doar ca să țină niște spații ocupate și să angajeze pile ale nu știu cui. Dacă n-ar fi existat toate aceste experiențe anterioare care să pună bazele unei relații de încredere și să le dea inclusiv decidenților de la nivel înalt o siguranță că alocarea unor astfel de finanțări pe un astfel de program nu va bloca tot Planul Național de Redresare și Reziliență, că e posibil. Fără aceste experiențe anterioare, nu ar fi fost în acest punct. Adică lucrurile sunt posibile doar că pas cu pas. Și uneori trebuie să vorbim mai mult despre pașii ăștia mici, care forțează uși și ferestre, desfundă hornuri și restabilesc o încredere. Fiindcă față de bibliotecile, mai ales față de bibliotecile mici, e nevoie de mult mai multă încredere. Prima dată când m-am întâlnit cu Mihai Lupu de la EduCab, Mihai era foarte avut o relație dintre asta conflictuală, pentru că Mihai voia ca Ministerul Culturii să facă lucruri pentru bibliotecile mici, iar eu îi explicam de ce, de-a dreptul constituțional vorbind, Ministerul Culturii ca instituție, ca autoritate, chiar nu poate face nimic. Pentru că dacă este ceva care stă în calea fericirii noastre a tuturor în materie de dezvoltare națională a unor politici culturale, este autonomia locală. Iar sistemul de codependență în materie de biblioteci este atât de arcanic, de complicat și de metodologic, încât în final nimeni nu e responsabil de nimic și nimeni nu are atribuții nicăieri. Bun, asta nu e numai în cazul ăsta, stați liniștit. Doar că, în final, chiar dacă avem tot acest gen de impedimente, totuși, în final, cu oricâtă autonomie locală, e cazul să avem o singură politică națională în materie de cultură și o singură politică națională în ce privește rolul bibliotecilor. Și acest program din PNRR, din punctul meu de vedere, e un pas înainte către o astfel de, cum să spun, de politică națională. Pentru că sunt 3500 de UAT-uri, adică faimoasele unități administrativ-teritoriale, comune, orașe, municipii. Și județe, dar cred că județele nu intră la astea 3500. Nu poți să ai 3500 de moduri de funcționare a bibliotecilor și nu poți să ai 3500 de politici culturale. Este absurd. Nici măcar țările dar care... Poți să nu ai niciun fel de politică culturală. Chiar și când n-ai, ai de fapt una. Exact. Chiar și când nu ai. Da? Știți ce înțeleg eu din tot ce mi-a spus dumneavoastră? Că domeniul acesta al bibliotecilor, ne oprim aici, nu este un domeniu care să fie atras atenția foarte mult, să spunem așa, decidenților locali. Și atunci aici a fost o nișă în care s-a putut insinua așa, s-au putut insinua programe și proiecte care au clădit încet, încet. Lumea nu și-a dat poate seama, ele fiind... cum ați spus, bilionet, etc., au clădit ceva și au stabilit o bază de la care poți pleca. Tare m-aș fi bucurat ca și în alte domenii să se fi întâmplat lucrul acesta. Din păcate, nu avem. Asta vă spun și țin foarte mult să repet chestia asta. În materie de cultură, singura chestiune care a mai rămas, unde există o rețea națională, pornind de la care să construiești, sunt bibliotecile. Nu mai există o rețea de cămine culturale, nu mai există o rețea suficientă. În schimb, există o rețea cu proiecte pentru reabilitare și construcție de cămine culturale, care, după ce sunt inaugurate, tăiat panglică, pus frumos acolo, devin săl de nunți. Săl de nunți, asta în cazul, fericit. Ca să spunem, fericit, că totul e ceva pentru comunitate acolo. Dar devin alte stabilimente acolo.
Ceea ce e foarte păcat. Eu nu aș mai da finanțare pentru un cămin cultural dacă în contractul de finanțare nu ar fi niște condiții foarte clare pentru perioada asta următoare. Asta e diferența pe care o aduce acum PNRR și cred că asta va rămâne o chestiune destul de clară și în programele operaționale care vin după aceea, astea, faimoasele fonduri europene, că noi când zicem fonduri europene, la alea ne gândim. Și anume nicio reabilitare de dragul zidurilor. Scopul unei reabilitări sau unei restaurări este programul sau activitatea pe care o va găzdui pe urmă. Reabilitezi sau repari, restaurezi pentru un anume scop, pentru o anume activitate. Scopul final, acum, după ce ne-am ars atât de tare noi ca țară cu această campanie de investiții în garduri și ziduri, scopul întregului demers în infrastructura de acest tip este să creezi condițiile pentru derularea unui anume tip de activitate. Și asta este, adică asta se vede în toate componentele PNRR-ului și, cum spuneam, sunt absolut, din câte știu eu și sunt absolut convinsă, va rămâne și în ce privește programele operaționale. Fiindcă nici măcar noi, dar aminte Comisia Europeană, nu mai răbdăm reparații de ziduri care pe urmă rămân goale sau își schimbă destinația sau ajung să fie închiriate la șaptea mână pentru cazinouri. Așa, Lunță, astăzi ce se va întâmpla la Tazlău și la... Astăzi o să stăm la masă, mai mulți invitați, noi venind de mai departe, dar și mulți invitați locali de la autoritățile locale și bibliotecari. Sperăm să fie și câțiva copii pe acolo, poate de la cluburile bibliotecii. Și o să discutăm despre ce se întâmplă. În Tazlău știu că se întâmplă multe lucruri, mai sunt colegi din mai multe biblioteci care o să vină să povestească și pornind de la ce se întâmplă, unde vrem să mergem în viitor, știind că există posibilitatea de PNRR și cumva să povestim despre toate fațetele bibliotecii, pentru că multă lume încă se gândește doar la carte. Noi acum am vorbit despre digital, dar multă lume se gândește poate doar la un laptop, nu se gândește la o imprimantă 3D. Noi când am fost la Pietrari cu Crina, la Biblioteca Crinei, din banii primăriei s-a achiziționat o imprimantă 3D. Prin faptul că clubul de programare a fost super activ, copiii au mai dus în biblioteca încă o imprimantă 3D, care nu e doar pentru joaca copiilor, ci un antreprenor local i s-a stricat un instrument cu care lucra și a venit cu un șurub rupt și a spus: am nevoie de instrumentul acesta. Și au făcut șurubul. Da. Deci lucrul acesta se întâmplă în ruralul românesc de acum, acolo unde există un pic de continuitate în a investi în bibliotecă, în a crede în potențialul local. Pe mine asta mă surprinde de cele mai multe ori când vorbim despre rural, că parcă autoritățile și mulți oameni au renunțat. Nu putem să renunțăm la jumătate din țară. Iar potențialul, noi asta vedem pe măsură ce lucrăm și ne întâlnim cu oameni din rural și investim acolo, ni se întoarce în comunitate înzecit. Oamenii, cum spunea și Iulia, au nevoie de încredere, iar încrederea se construiește în timp. Și se construiește față în față, lucrând cu oamenii, fiind acolo, ajutându-i unde au nevoie. În PNRR există o direcție care se numește, de exemplu, Biblioteca de Obiecte. Da? Nu mai împrumutăm cărți și reviste doar, împrumutăm și un picamăr. Pentru că într-o comunitate, de exemplu, sau o mașină de cusut. Nu e nevoie ca toată lumea să aibă mașină de cusut. Dar dacă biblioteca are o mașină de cusut pe care poate să o dea, cineva vine și o împrumută pentru o săptămână să-și facă, să-și repare, să-și pună niște gânduri în practică, o aduce înapoi la bibliotecă, în bună stare, o ia altcineva și așa mai departe. Și atunci în comunitate există o bancă de rezerve. Mă gândeam acum cât de bine poate fi valorificată ideea aceasta. Păi asta este ideea cu care vin bibliotecile și sunt lucruri, asta spuneam și la Pietrari și o să repetăm și astăzi în întâlnirile cu autoritățile. Ce vorbim noi despre biblioteci se întâmplă în România. Se întâmplă în biblioteci chiar din Neamț, dar la o scară mult mai mică pentru că nu au existat investiții.
Și n-a existat nicio susținere, cum să spun, în momentul în care, și se întâmplă în mai multe instituții publice, că spuneați, în momentul în care un om vrea să facă ceva și face mai mult, de multe ori nici măcar nu este apreciat. Este mai degrabă izolat. Bibliotecarii din Neamț au reușit să stea împreună cu ajutorul bibliotecii județene și să se susțină unii pe alții. Haide să mai facem, nu putem să stăm, haide să mai facem. Dar prin PNRR e nevoie de un efort și mai susținut ca să poată să crească la un nivel următor care să le asigure niște rezultate și în timp. Vorbim despre Biblioneta acum, au trecut, nici nu știu câți ani au trecut de când s-a făcut ultima investiție, 7-8 ani au trecut. Și noi încă ne referim la Biblionet ca fiind un mare lucru. O bornă. Exact. Despre PNRR am vrea să se întâmple exact același lucru. Peste 10 ani, cine va fi primar într-o comună să spună, dar normal că pun bani la bibliotecă din buget. Că se întâmplă acolo activități și chiar mă gândesc să renovez biblioteca. Adică asta să fie viitoarea normalitate spre care să tindem. Din păcate, foarte multe autorități n-au investit deloc, în afară de salariul bibliotecarului, n-au mai investit deloc în bibliotecă. Ori dacă nu investești, nu ai o viziune cu ce se poate întâmpla acolo, este foarte greu să obții rezultate. Deci poate ar trebui să facem o școală pentru primari. Ca să învețe și ei. O bibliotecă e suficient. O bibliotecă, da, dar pe unii i-aș pune. Bibliotecă, dar nu i-aș împrumuta. Pe unii i-aș împrumuta. Vreau să vă spun că ați ales Azlăul foarte bine. Este o zonă specială unde, dacă ați avea timp, ați putea și vedea foarte multe lucruri și unde există o tradiție extraordinară. Poate cu altă ocazie reușim să discutăm. Doamna secretar de stat în Ministerul Culturii, să-mi permite să... Că, deci cu promisiunea că o să veniți într-o emisiune să discutăm despre starea culturii în Neamț și în România. În mai multe emisiuni. Mai mult, vă aștept cu mare drag. Facem serial, n-am niciun fel de problemă. Știind că sunteți, cum să spun așa, de acasă, cum vi se pare Neamțul din punctul ăsta de vedere în acest moment, așa, de la București văzut? Eu, de exemplu, am o problemă. Din 2018 s-a semnat un contract pentru reabilitarea casei Hogaș. Stăm. De-abia acum e scoasă la licitație lucrarea. Mă rog, au fost probleme cu fondurile. Muzeul din Bicaz. Țineți minte, știți povestea. Știu. Primăria, care este monument istoric, se dărâmă și ne întoarcem înapoi spre autoritatea locală sau are vreo posibilitate și Ministerul Culturii să pună un punct pe ei? Și cu asta încheiem, ca să nu știu că trebuie să ajungeți. Azlău, trebuie să luați micul dejun. Problema cu Ministerul Culturii este că el nu are, lui este foarte greu să-și gestioneze și, ca să zic așa, patrimoniul de instituții actual. Că în plus, noi nu avem, din punct de vedere legislativ și al politicilor publice, noi nu avem o relație foarte clară și bine stabilită între autoritatea centrală și autoritățile locale. Toată lumea se calcă pe picioare cu toată lumea și soluția cea mai bună este nu călcăm suveranitatea celeilalte părți, deci nimeni nu face nimic. Astea sunt niște lucruri care ar trebui clarificate, pentru că, din nou, nu avem 3500 de politici locale, nu sunt 3500 de țări în România. La muzeul din Bicaz, sincer, acolo este o discuție pe care aș vrea să o port, pe care mă pregătesc să o port, pentru că acolo este vorba de o viziune un pic mai largă despre cum dezvoltăm o zonă. Bicazul e una dintre zonele cu un potențial cultural major, inclusiv prin baraj și lacul de acumulare, prin toată povestea care... Și cu un bibliotecar foarte bun. Acum suntem în situația în care primăria din Bicaz, clădirea primăriei din Bicaz este un monument istoric extrem de prețios, dar nu poate fi introdus în rute culturale pentru că are destinație de primărie și nu poți să plimbi turiștii printre funcționari în același timp, ca urmare trebuie găsit altă soluție. Muzeul din Bicaz
fiind închis de atâta timp, blochează accesul la una dintre cele mai interesante lucrări pe care le cunosc eu și care ar trebui exploatate în toate modurile posibile, și anume colecția de desene ale Iuliei Hălăucescu despre construcția barajului de la Bicaz. Plus că acolo avem tradiția vechiului teatru, dacă țineți minte. Exact. Deci, toate lucrurile acestea care ar putea fi integrate. Ei, pentru asta e nevoie de, în momentul de față, de o intervenție autorităților locale și județene. Dom'le, stăm cu toții la o masă, vedem, ăsta este potențialul, hai să vedem ce resurse putem pune împreună și ce resurse putem accesa împreună ca să dezvoltăm un program integrat. Și muzeul, și clădirea primăriei, și potențialul turistic, și infrastructura de loazir, că nu mai știu cum să-i spun în românește, de la baraj. Toate lucrurile astea au un potențial economic mare, pe lângă faptul că, bine folosite, îți dezvoltă, împreună cu biblioteca, unde există deja un potențial, îți dezvoltă cunoașterea comunitară, îți dezvoltă, din toate punctele de vedere, educațional și economic, întreaga comunitate. Doar că, iar soluția nu e niciodată să vină tătucul de la centru, pentru că, ok, ministerul poate prelua muzeul de la Bicaz. Și pe urmă face ce? Pentru că de la București până aici sunt 400 de kilometri. Și nu poate să cineva de la... Asta este, cum să spun, asta este ceea ce răspund eu întotdeauna când aud, mă rog, că e destul de recurentă chestia asta, dar de ce nu preia ministerul nu știu ce? Spus asta. Știu, nu, dar nu la dumneavoastră, spuneați. E recurentă în restul vieții noastre. Nu, eu altceva vreau să vă spun. În acest moment există două proiecte pentru reabilitarea muzeului a Casei Hogar. Și nu vin constructorii să lucreze. Unul, că nu mai sunt. Doi, consideră că prețurile nu sunt suficient de competitive. Proiectele astea se rostogolesc cu amânări și poate aici ar trebui, într-o înțelegere cumva, nu știu, cu Consiliul Județean care a promovat proiectele. Ele sunt promovate, sunt finanțate, da, cum ar veni. Nu, aici e o problemă, nu știu. Iarăși cineva nu deblochează ceva. Nu e doar în Neamț. Aici o să studiez mai bine povestea cu Casa Hogaș, dar astea sunt situații care se regăsesc peste tot în țară, din motive multiple. Unul dintre ele este toată povestea asta cu legea achizițiilor și toată procedura extrem de birocratică, ca să fie transparentă, a licitațiilor pentru reabilitări. Iar a doua problemă este legată de condițiile pe care trebuie să le îndeplinească firmele de construcție care lucrează cu monumente istorice. Iar aceste, unde există niște chestiuni de monopoluri, de tot soiul de probleme de genul ăsta. Din punctul meu de vedere, una dintre soluții ar fi adoptarea codului patrimoniului, în care este blocat undeva pe lungul traseu al reformelor statului român. Dar altfel... cineva trebuie să stea, situația este atât de birocratică în general și vă spun, nu e singurul caz. Aici este problema. Atâta birocrație și se blochează lucruri care, dom'le, ar contribui la creșterea zonei. Adică e atât de simplu și nu pot să înțeleg. Păi, și trebuie, acum, situațiile pe care le știu eu că s-au deblocat și nu ne-am, s-au deblocat pentru că a fost desemnată o persoană cu cunoaștere peste medie a procedurilor de achiziții și contractare, care a avut ca misiune să deblocheze o anume situație. Și într-un final a deblocat-o. Unele sunt obiective, cum ar fi faptul că orice contestație îți blochează tot, bine, tot procesul. Bine, deja nu mai discutăm, că deja este. Eu propun așa, când veniți în Neamț data viitoare, mă anunțați și facem o emisiune și discutăm așa. Luăm și disecăm pe bucăți. Eu mă bucur că ați reușit să ajungeți astăzi la cafea. Data viitoare pregătim și câte o brioșă la cafea. Dacă se poate, înainte ca să răspund și cumva din perspectiva mea de om din afară venit în Neamț, cum e cu cultura în Neamț, ne-am ajuns aseară după ora 10 și am trecut prin centru pe lângă Teatrul Tineretului, unde se repeta afară pentru premiera de săptămâna viitoare. Și am oprit imediat mașina, că am văzut
după un an și ceva de izolare, cultură făcută undeva. Nu ne-am așteptat, a fost o surpriză pentru noi. Și am petrecut aproape o oră uitându-ne la ce produc artiștii în Piatra Neamț. Și pentru mine a fost primul moment din această pandemie în care mi-am dat seama ce dor mi-a fost de teatru. Gândul de a merge într-o sală de teatru încă nu sunt acolo mental, așa, dar faptul că a ieșit teatru și s-a întâlnit cu mine într-un moment în care nici nu mă așteptam, e viu. Noi suntem încă vii. Haideți să nu ne considerăm terminați și așa cum nu suntem. Suntem vii, dar ca să fim vii trebuie să fim împreună. Cu diferențele noastre, cu lucrurile care nu ni se potrivesc. Da, așa cum o familie stă la masă și mănâncă împreună, chiar dacă au păreri diferite, și o comunitate trebuie să se adune, și un județ să se adune și să spună, da, e important pentru noi ca Neamțul să fie cunoscut ca un județ cultural. Este sau nu este? Unii consideră că e important să aibă autostrăzile cunoscute. Aici în Neamț există atâta cultură și atâta bogăție pe care trebuie să o scoatem împreună. Atâtea posibilități de valorificare a ei în folosul comunității, exact, și pentru dezvoltarea ei, încât e o crimă să nu faci lucrurile pe care le-a spus dumneavoastră. Și aveți oameni cărora le e drag de comunitate. Toți bibliotecarii cu care am lucrat noi în Neamț iubesc comunitățile din care sunt, iubesc inclusiv pe primarii care nu iubesc pe bibliotecari. Deci atâta dragoste și atâta implicare eu n-am văzut în multe locuri și e păcat să nu investim în ceea ce aveți deja. Da, mulțumesc frumos, să aveți o zi rodnică. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. O întâlnire plăcută pentru mine, pentru că am discutat și altceva decât facem la cafeaua de dimineață. Să spunem numai ce e nasol, ca să vorbesc așa, într-un limbaj mai popular, să atragem atenția asupra unor lucruri. Iată că de data aceasta am zis, hai să facem ceva pe sufletul nostru. Pe sufletul nostru pe care de multe ori nu ni-l arătăm. Vă mulțumesc, cele bune, la revedere!